crezi că poți fi ca ei? Scurt TV, singura emisiune realizată integral de Jenny Reghineni, în fiecare vineri seara la Dare din TV. Sunt Anca Făgăraș și voi fi gazda dumneavoastră, încercând să vă aduc puțină veselie în case, prin cântec și nu numai, alături de interpreți consacrați ai muzicii populare românești, cât și tinere talente ce vor duce mai departe tradiția și folclorul acestui popor. Dar Reghin TV vă invită să deschidem împreună în fiecare seară de miercuri Lada cu Zestre, să redescoperim tradițiile și cântecele noastre autentice. Ce înseamnă jurnal de Reghin? Pentru mine, muncă, echilibru și dorința de a face mai mult pentru orașul meu. Dorința de a prezenta evenimentele clar și obiectiv. Întotdeauna am fost și vom fi acolo unde se întâmplă, ceea ce contează cu adevărat pentru Reghin, pentru orașul nostru al tuturor. Pentru că la noi, indiferent de culoare politică sau naționalitate, toți au libertatea de a vorbi. Libertatea de exprimare și lipsa cenzurii ne face mult mai puternici, pentru că informația înseamnă putere, informația înseamnă o viață mai bună. Pentru tine, pentru Reghin, pentru voi, suntem noi aici. Pentru că aici se întâmplă, aici afli. Urmărește singurul grupaj informativ de știri locale în Reghin. Urmărește Jurnal de Reghin. Jurnal de Reghin, emisiune ce a obținut premiul pentru cea mai bună știre de televiziune în cadrul SimFest 2013, singurul festival de televiziune din țară dedicat producătorilor independenți și televiziunilor locale sau regionale. Ascultă fiecare noapte After Party cu DJ Ionuț Cioloca la Radio Galaxia Reghin 96,3 FM. Un popor fără tradiții este un popor fără viitor. La noi tradițiile sunt pe primul plan. La noi, artiștii de viitor sunt la prima oră. Noi respectăm tradițiile și viitorul. Radio Galaxia Reghin. Muzică populară autentică. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Weekend. În perioada 18 martie-1 aprilie, Primăria Reghin derulează campania O primăvară curată pentru un mediu curat. Cetățenii municipiului Reghin sunt rugați să participe activ la această acțiune, respectând normele de salubritate. Startul curățeniei se dă marți, 18 martie, în primul sector din cadrul programului. Suntem pe malul râului Mureș, unde neglijența cetățenilor și lipsa zăpezii de anul acesta lasă urme vizibile în mediul înconjurător. Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Primăriei Reghin derulează programul O primăvară curată pentru un mediu curat. Pe parcursul campaniei, societățile comerciale, instituțiile publice, agenții economici, asociațiile de proprietari și toți cetățenii sunt rugați să participe la acțiune. Se vor aduna obiectele de uscasnic și gospodăresc, deșeuri electrice și electronice, precum și deșeuri vegetale. Străzile cu care începe
pe curățenia marți sunt Apalinei Foișor, Abatorului Iernii, Piața Mare, Bălcescu, Taylor, Viilor, Pometului, Străzile spre Breaza, Străzile spre Bistrița, Mihai Viteazul, Iliacului, Bujorului, Călăraș, Republicii, Coșbuc, Pictor Grigorescu, Zorilor, Terasei, Dealului, Porumbei, Orizontului, Horia, Cartierul Mihai Viteazu, Izvorului, totodată Școlii, Piața Petru Maior, Spitalului Mihai Eminescu, Cerbului, Bucegi, Stejarului, Pădurii, Cartierul Rodnei și zona Pădurea Rotundă. Suntem la lizierea Pădurii Rotunde, unde, după cum puteți observa și aici, atitudinea reghinienilor lasă de dorit. Totul este plin de peturi, deșeuri și hârtie. Vestea bună este că de marți, 18 martie, primăria demarează campania Curățenia de Primăvară. Totul va dura 2 săptămâni, timp în care reghinienii sunt rugați să dea o mână de ajutor pentru ca orașul nostru să arate mult mai curat. Pentru Jurnal de Reghin, Ivona Marinescu. 15 martie este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor. În sprijinul nostru există oficiile județene pentru protecția consumatorilor, dar și Asociația pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit bilanțului Judecătoriei Reghin pe anul 2013, sute de reghineni au depus plângeri, nemulțumiți de serviciile și contractele oferite de bănci. Revenim la subiect după ce aflăm de la Marcela ce conține Jurnalul Economic de astăzi. Bun găsit! Astăzi la Jurnal Economic vă spun că jumătate dintre români nu intenționează să meargă în vacanță în acest an, mai mult decât dublu față de anul trecut, iar o treime își planifică următoarea vacanță abia pentru 2015, asta potrivit unui studiu. Facilități pentru toată lumea la crearea primei firme este obiectivul noului ministru al IMM-urilor. Florin Jianu susține că acestea trebuie extinse la nivelul întregii populații, astfel încât orice persoană, inclusiv bătrânii și pensionari, să-și poată lansa o afacere. Mai multe aflați la Jurnal Economic. Indiferent de situație sau de domeniu, noi consumatorii avem drepturi, fapt pe care îl sărbătorim în 15 martie cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor. Această zi a fost celebrată pentru prima dată pe 15 martie 1983, iar în țara noastră reglementările legislative în domeniu au apărut în 1992. Drepturile consumatorilor de a fi informați și de a fi educați pentru a putea alege mărfuri și servicii în condiții de siguranță și durabilitate, de a putea returna sau de a fi despăgubiți dacă marfa cumpărată nu este satisfăcătoare, sunt fundamentale. În sprijinul nostru există oficiile județene pentru protecția consumatorilor, dar și un ONG, Asociația pentru Protecția Consumatorilor, APC România, înființată în 10 februarie 1990. Este membră a Organizației Europene a Consumatorilor, care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea și reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor și intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici și instituțiile statului. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, reghinenii nu apelează la serviciile ce le au la dispoziție. Ați apelat vreodată la protecția consumatorilor? Nu, deși aveam motive să apelez. Dar știți cum e, când ești în vârstă, nu mai ai vigoarea să faci petiții și nu știu ce. Aici n-am prea întâlnit niciun inspector din ăsta. Probabil ei așteaptă să se zăr la ei acolo, știți. Nu fac teren. Deci vă cunoașteți drepturile de consumator? Cunosc așa, de bine, de rău. Nu am apelat niciodată pentru acest lucru, dar în mare parte, dacă pot să mă pronunț, ar fi fost o mică neînțelegere pentru aceste lucruri. Sigur că ne și cunoaștem drepturile. Niciodată. Vă cunoașteți drepturile de consumator? Da, le cunosc. Păi, geaba merg, că nu se face nimic. Nu. Vă cunoașteți drepturile de consumator? De cum să nu? Păstrăm bonul și dacă e problemă, se poate duce. Și totuși, potrivit bilanțului Judecătoriei Reghin pe anul 2013, sute de reghineni au depus plângeri împotriva serviciilor și contractelor oferite de bănci. Invitație la relaxare prin frumos. Biblioteca Petru Maior din Reghin va găzdui miercuri 19 martie de la ora 18 un concert de acustic live și poezie. Oaspeții sunt Silvan Stâncel și Ovidiu Scridon. Evenimentul poartă titlul volumului de poezie semnat de Ovidiu Scridon, Portretul unui gând, iar Silvan va completa atmosfera la chitară cu piesele care l-au consacrat. Înainte, Ariana ne prezintă ce conține Jurnalul de Sport de astăzi.
Bine v-am găsit! Aflați astăzi la Jurnalul de Sport că derbiul campionatului la futsal se va disputa la Târgu Mureș. Echipa locală CTS are șansa câștigării unui nou titlu. Tot astăzi aflați cu ce exerciții noi vine instructorul Florin Dogaru în cadrul campaniei Da Mișcării. Cu mai multe informații ne revedem ceva mai târziu. Aceasta este o felie din oferta lui Silvan Stâncel și Ovidiu Scridon pentru reghinenii amatori de frumos. Miercuri 19 martie, ora 18, cantautorii vor susține un concert de acustic live și poezie la Biblioteca Petru Maior, într-un eveniment susținut de Primăria Reghin. Prieteni mai vechi ai orașului nostru, prieteni mai vechi ai muzicii, vin să susțină un concert de muzică folk, chitară clasică și poezie, un spectacol care se adresează în primul rând sufletului, un spectacol sensibil. Dorim să fie sala plină de domnișoare și de femei care încă luna asta sunt sărbătorite, pentru că vor primi o floare prin muzică și poezie, o floare de la Silvan Stâncel și Ovidiu Scridon. Cei doi cantautori se află într-un turneu prin țară pe care l-au denumit după volumul de poezie semnat de Ovidiu Scridon. Silvan Stâncel promite un concert de zile mari, în care publicul se va putea bucura de mai multe stiluri muzicale. Vom îmbina de data aceasta într-un spectacol special poezia lui Ovidiu Scridon, poezie care se regăsește în volumul Portretul unui gând, acesta este și titlul concertului de data aceasta, Portretul unui gând. Poezie și muzică. Muzică flamenco, jazz, folk, pop, o varietate mai largă de stiluri muzicale. Artiștii mărturisesc că au pornit acest turneu cu gândul mai ales la femei, fiindcă este luna martie, dar din public fac parte și alte persoane amatoare de muzică de calitate. Vreau să cred că oamenii care vin la concertele noastre se încadrează perfect în cultura oamenilor inteligenți, niște frumos, în special la doamne și domnișoare, nu doar pentru că e luna martie, ci mai mereu către cele noastre conscrise pentru doamne și domnișoare. Și atât eu cât și Silvan am trăit și am crescut în matriarhat, pentru că amândoi avem surori, avem mame. Este aproape o regulă nescrisă, trei sfeturii din publicul nostru în general la fiecare concert sunt doamne și domnișoare. Ovidiu Scridon este originar din Târnăveni și s-a lansat în muzică prin chitară, de care a fost pasionat de mic. În 96, una dintre piesele lui este declarată oficial imnul studenților din România. A compus versuri și muzică, iar în spatele scenei pe care a urcat la festivaluri și numeroase concerte, activează în mass media. După volumul de poezii publicat, pregătește o carte de călătorie, inspirată din viața sa plină de aventuri în țară, în Europa, dar și pe tărâmul american. Colegul său de scenă, Silvan Stâncel, locuiește în Alba Iulia, iar specialiștii l-au cotat drept unul dintre cei mai talentați instrumentiști din România la chitară flamenco. Îndemânarea și talentul său au surprins juriile a numeroase festivaluri din țară și de peste hotare, iar în 7 cazuri a fost recompensat cu premii. Anul trecut și-a lansat primul album, intitulat Blondă sau Brunetă, iar 2014 a început în forță pentru el, prin înscrierea la Eurovision cu piesa O clipă nebună, creație pe care promite să o cânte și la Reghin, în cadrul concertului de miercuri, 19 martie, ora 18, la Biblioteca Petru Maior. În fiecare dimineață, de la ora 5, mă trezesc cu tine în gând. Duminică 16 martie de la ora 11, Teatrul Ariel din Târgu Mureș prezintă spectacolul Prințesa Turando. Tot duminică de la ora 19 în sala parking a Teatrului Național din Târgu Mureș are loc spectacolul cu piesa Punct Triplu. Vă invit înainte să urmărim o avanpremieră a jurnalului de astre.
Bine v-am găsit! Pentru următoarele două zile, nativii din Zodia Berbec vor fi tentați să se angajeze în mai multe activități în același timp. Nativii din Fecioară pot deveni irascibili din cauza surmenajului, iar săgetătorii, deși trec printr-o perioadă dificilă pe plan financiar, reușesc să rămână optimiști și să își mobilizeze partenerii de afaceri. Ne vedem imediat la Jurnal de Astre. Duminică 16 martie de la ora 11, Teatrul Ariel din Târgu Mureș prezintă spectacolul cu piesa Prințesa Turandot. Redus la elementele esențiale ale unui spectacol de operă, dar folosind mijloacele de expresie ale teatrului de animație, Prințesa Turandot deschide o poartă ispititoare spre lumea fascinantă a teatrului muzical. Inspirat din libretul operei lui Carlo Gozzi, se naște un spectacol de teatru în teatru, cu arii de operă, cu păpuși mari și decor multifuncțional de inspirație orientală. Contrapunctat cu parodie și umor, Turandot se vrea un inedit și rafinat spectacol pentru copii, dar și pentru părinți. Și tot duminică, de la ora 18, în sala parking a Teatrului Național din Târgu Mureș, suntem invitați la spectacolul cu piesa Punct Triplu. Din distribuție fac parte Ion Vântu, Cotolin Berec, Mary, Elena Purea, Mihaela Mihai, Ciobo Ciuculitu, Andrei Chiran. Punct Triplu este ficțiune bazată pe fapte reale. Un tată decide să-și pună capăt zilelor împreună cu doi dintre copiii săi. Textul descrie o realitate imediată, refuzată și trecută rapid cu vederea și analizează prin speculație și prin documentare contextul în care un eveniment ca cel prezentat a putut avea loc. După GOG, librărie vie deschisă în urmă cu aproximativ un an, Teatrul Ariel din Târgu Mureș găzduiește începând de vineri un alt proiect menit să dezvolte subiectul încă ascuns, sub preș al discriminării, Biblioteca Vie. Aceasta funcționează ca o bibliotecă obișnuită, de unde cititorii pot împrumuta cărți, doar că de data aceasta cărțile sunt oameni care intră în dialog cu cititorul. Oamenii aceștia trăiesc în fiecare zi lângă noi, dar fac parte din categorii care se confruntă cu probleme legate de discriminare, excludere socială sau prejudecăți ale celor din jur și care vor să schimbe ceva prin împărtășirea experienței lor. Biblioteca este deschisă sâmbătă și duminică, 15 și 16 martie, între orele 16 și 21.30, la etajul 1 al Teatrului Ariel din strada Poligrafiei numărul 4. Deja ne-am obișnuit cu ideea că aproape în fiecare săptămână e minim un show de stand-up comedy, ceea ce nu e rău în principiu. Mai rău e când pe afiș nu vezi pe cineva care seamănă a comediant de stand-up comedy, ci așa un fel de ceva cu urechi de pisică trăgându-se de mustață pe bune. Este vorba despre George Bonea, care vine duminică 16 martie la Hypnotic Cafe de la orele 21. Prețul unui bilet de intrare este de 20 de lei. Urmează acum recenzia de carte, rubrică realizată de MŞ Ardelean, care vă prezintă astăzi una din cele mai apreciate și citite cărți, și anume Mănâncă, roagă-te, iubește. Înainte vă invit să aflăm de la Ionuț câte ceva despre vreme. Bine v-am găsit! Meteorologii anunță pentru duminică vreme închisă acompaniată de temperaturi în scădere față de zilele anterioare. Mercurul din termometre indică în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 6 grade Celsius. Cu mai multe informații ne vedem pe final de jurnal. Doamnelor, domnilor, vă propun pentru acest weekend o carte ușoară, relaxantă și dătătoare de speranță. Un fel de carte primăvăratică ce pare că a adus optimism pentru destul de multe persoane. Eat, Pray, Love. În traducere, Mănâncă, roagă-te, iubește, de Elizabeth Gilbert. Probabil mulți dintre dumneavoastră povestea o cam știți. E arhicunoscută, Liz, o americană de 30 de ani, se trezește prinsă într-o căsnicie în care nu mai dorește să fie. Urmează divorțul, depresia, o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea, iar în urma unor certuri decide să ia un an de pauză. Va pleca în Italia, unde va învăța totul despre bucuria mâncării. Va sta o vreme în India, într-un ashram, pentru a intra în contact cu sinele propriu și pentru o căutare spirituală dincolo de cele lumești, iar finalul călătoriei este programat pentru Indonezia, unde încearcă să pună în aplicare cele învățate anterior, echilibrul dintre trup și suflet. Nu degeaba autoarea a ales cele trei țări care încep cu litera I, aceeași cu cea a pronumului personal de persoana întâi în engleză, I. Deoarece această carte este, de fapt,
propria ei călătorie către descoperirea sinelui. De-a lungul acestei călătorii, Liz încearcă să-și găsească un cuvânt care să o reprezinte. În Italia a ales attraversiamo, să traversăm, adică. Iar în India are antevasin, respectiv cel care trăiește la margine. E chic, cool, sau cum vreți să-i spuneți, o carte de weekend, recunosc. Nu are o valoare nu știu cât de mare, însă pentru oameni aflați într-o situație similară, adică oameni pierduți care nu au habar pe unde să o ia sau ce să facă în continuare, cred că această carte poate fi un exemplu de how to. Și în plus, sunt interesante și acele toate elemente introduse turistului. Puteți afla lucruri deosebite, deosebit de interesante despre cele trei țări vizitate. E aproape ca o experiență tactilă. Evident, cartea, apărută în 2006, a fost bestseller New York Times, numărul 1, timp de un an și bestseller al Asociației Librarilor Americani, cu 5 milioane de exemplare vândute. Sigur că în aceste condiții, Mănâncă, roagă-te, iubește, stă la baza unui film care a fost produs în 2010 și are ca protagoniști pe Julia Roberts și Javier Bardem. Filmul nu a avut tocmai succesul scontat, deși s-a făcut o lansare ca la carte. Deci, vă recomand cartea. Se pare că autoarea, Elizabeth Gilbert, a devenit celebră odată cu publicarea acestui volum. Ea locuiește în prezent alternativ în Philadelphia și în Brazilia. Ce să vă mai spun? În ceea ce privește traducerea românească a cărții, se pare că aceasta este destul de reușită, dovadă fiind și faptul că în 2008 a ajuns la vânzări record de 30.000 de exemplare în mai puțin de un an, ceea ce este ceva pentru România. Tot în 2008, Times Magazine a inclus-o pe Elizabeth Gilbert în topul celor mai influenți 100 de oameni din lume. Așadar, vă recomand Eat, Pray, Love, cartea, apoi și filmul, de ce nu? Și sigur, vă doresc lectură plăcută! În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnaldereghin.ro a fost materialul despre reghineanul căutător de comori prezentat în revista Reghinul Nostru. Știrea despre băiatul de 14 ani din Rușii Munți, dispărut de acasă, s-a clasat pe locul 2 ca număr de vizionări. Știrea despre rezultatele dezastruoase de la simularea examenului de bacalaureat s-a clasat pe locul 3 în topul preferințelor internauților. Știrea despre rezultatele dezastruoase la simularea examenului de bacalaureat a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook de Reghin TV. Pe locul 2 ca număr de accesări se află materialul despre reghineanul căutător de comori prezentat în revista Reghinul Nostru. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se situează rubrica Jurnal de Vreme, realizată de Ionuț Cioloca. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook de Reghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Reghin TV! Duminică 16 martie de la ora 21, nu ratați o nouă ediție a emisiunii Reghin Exclusiv, realizată de Marcela German. Vor fi aduși în fața dumneavoastră alți trei reghineni valoroși care ne pot fi exemple în plan profesional sau personal. Luni 17 martie de la ora 19 puteți urmări emisiunea în limba maghiară realizată de Kish Miki Melindo. De la ora 21, Ghiță Zileriu vă invită la Sport Plus, alături de antrenorii echipei de fotbal feminin Viitorul Reghin, Dorel Pascu și Vasile Costan. Rubrica Reghin, destin și istorie, realizată de profesorul Ioan Costea, vă vorbește despre Reghin în timpul României Mari. S-a făcut unirea la 1918, foarte multe teritorii din afara granițelor regatului român s-au unit cu România. Statul român, regatul român, a trecut urgent la aprobarea unor legi care urma să acopere și spațiile care s-au unit cu România. Una dintre cele mai importante legi a fost legea recensământului și recensământul din 1930. Până atunci, Regatul Român n-a reușit să facă timp de 10 ani acest recensământ, care este foarte important și despre care încercăm să vorbim astăzi.
Imediat după unire, după 1920, ba chiar după 1921, aplicarea Trianonului, românii din Transilvania și din teritorii primesc certificat de român pentru o lege. Asemenea certificate o dau și în anul 2002, certificat de maghiar pentru ungurii din România. În afară de aceste certificate, s-a trecut și la alte legi. Cea mai importantă lege însă a fost din 1923, Constituția României, o Constituție deosebit de democratică și pe scheletul căreia s-a plantat foarte multe elemente ale Constituției de astăzi a României. În 1925, una dintre cele mai importante legi a fost legea împărțirii administrativ-teritoriale a Regatului Român, pentru că noua împărțire trebuia să acopere și Transilvania, și Banatul, și Maramureșul, Crișana și celelalte teritorii. Acum, în urma acestei hotărâri, Reginul își unește sau se unește cartierul Magyar-Regin sau Regin-Sat cu Reginul Szesz și în 1924 localitatea devine Regin. Hotărârea de la 1930, deci recensământul din 1930, aduce niște date deosebite pe care vreau să vi le dau foarte precis. Iată, în momentul unirii, România, Regatul Român, avea 137.000 de kilometri pătrați. După ce s-a realizat unirea, suprafața României a crescut aproape că s-a dublat. A ajuns la 295.000 de kilometri pătrați. Iată cum stătea Regatul Român în fața Unirii. Moldova avea 38.000 de kilometri cu 2.400.000 de locuitori, Muntenia avea 52.000 de kilometri cu 4 milioane de locuitori, Oltenia avea 24.000 de kilometri cu 1.500.000 de locuitori, iar Dobrogea și Cadrilaterul, care era atunci a României, avea 23.000 de kilometri pătrați și 811.000 de locuitori. Acum, după recensământ, cum spuneam, România a crescut cu 158.000 de kilometri pătrați, deci mai mult decât dublu. Astăzi, România are 238.000 de kilometri pătrați, pentru că am primit în urma unui proces insula Șerpilor. Până atunci a fost de 237.000. Nu, acum, recensământul specifică cum că prin unire Transilvania a adus 62.000 de kilometri pătrați cu 3,27 de milioane de locuitori. Crișana a venit cu 21.000 de kilometri pătrați și 1.300.000 de locuitori. Basarabia și Bucovina împreună au venit cu 54.000 de kilometri pătrați și cu 2.860.000 de locuitori, iar Banatul a venit cu 18.000 de kilometri pătrați și 941 de locuitori. Acum, pe naționalități. În 1930 erau 71,9% români, ceea ce înseamnă 12.980.000 din totalul populației de 18 milioane de locuitori, cât peste 18 milioane, cât număra populația României la 1930. Erau 1.450.000 de maghiari, ceea ce înseamnă 7,9%, erau 745.000 de germani, ceea ce înseamnă 4,1%, iată, erau 728.000
de evrei, ceea ce înseamnă 4%, apoi peste 500 de mii erau ucrainieni, bulgari, cehi, polonezi, sârbi, țigani și cred că și alte naționalități pe care nu le-am spus acum. Populația din Reghin. Mai întâi vreau să trec prin Târgu Mureș. Târgu Mureșul la 1930 număra 38.116 locuitori. Asupra compoziției acestei populații nu mă pronunț acum că nu este cadrul nostru. Dar asupra Reghinului putem să stăm de vorbă. Reghinul număra la 1930 9.290 de locuitori, dintre care 4.260 erau salariați. Și anume, 1.610 erau în industrie, 666 de locuitori erau cuplați în comerț, 392 erau în agricultură, apoi erau în construcții, transport, servicii, restul locuitorilor până la 4.260. Pe etnii, și asta este important, cum stătea Reghinul la 1930. Deci din totalul de 9.290 de locuitori, 3.570 erau unguri, 2.228 erau sași. Iată, deja ponderea săsească a scăzut mult, a crescut în schimb ponderea maghiară în Reghin. Populația românească număra 1.812 locuitori și evreii au ajuns în Reghin la 1.556 de evrei, ceea ce înseamnă aproape 400 de case de evrei sau locuite de evrei. Și în 1930 sunt semnalați în Reghin 102 țigani. Acum, populația aceasta a Reghinului a evoluat în perioada interbelică, că despre asta este vorba, a evoluat în foarte, foarte multe direcții. Ce trebuie să precizăm în mod deosebit este că ponderea săsească se menține constant, iar această pondere după 1945 se va diminua drastic, ea emigrând, și o să povestim la vremea respectivă, emigrând în Germania în mai multe etape. Prima etapă a fost retragerea cu trupele, să zicem, hitleriste sau trupele germane, în special cei care au fost simpatizanți sau colaboraționiști mai mult sau mai puțin, sau cei care s-au speriat în mod deosebit de comunism, au emigrat cu trupele germane în prima etapă. Au urmat etapele următoare, și anume deportarea populației săsești, apoi după 1960, terminând cu anii 80, emigrarea masivă, la un moment dat emigrarea care s-a făcut fie legal, fie ilegal, dar după anii 80, în majoritatea trecerii populației săsești din Reghin spre Germania s-a făcut în mod legal. Populațiile acestea au fost înlocuite în 1945 cu populația românească și în special populația care a colonizat localitățile Batoș, Dedrad, Uila, dar și Reghin, coloniști din peste 15 județe așezați în această zonă și împroprietăriți cu lot de pământ care l-au stăpânit până în 1949, când s-a declanșat procesul de cooperativizare, asupra căruia o să revenim la timpul potrivit. Până atunci vom mai avea de discutat în întâlnirea următoare despre populația de după 1930.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile zilei. Urmează în câteva momente Jurnalul Economic și Cursul Valutar. Jurnalul de astăzi, știrile din sport și prognoza meteo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Sandra, din totdeauna pentru tine. Ești specială, feminină, frumoasă. Vrei să oferi un cadou? Magazinul Cassandra îți pune la dispoziție o gamă bogată de produse cosmetice pentru femei și bărbați, vopsele pentru păr, parfumuri, bijuterii de cea mai bună calitate. Cassandra într-o nouă locație, Reghin, cartierul Făgărașului, la parterul blocului 10. Niagara, strada Izvorului, numărul 11. Spălătorie auto, cosmetizare auto, vânzare anvelope noi, vulcanizare. Nou, spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare la doar 5 lei metrul pătrat. Pentru preluarea de la domiciliu poți suna la telefon 0745 377 779. Transportul este gratuit. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Respectă-ți frumusețea și vei simți diferența. Vino la Ali Salon și vei găsi ceea ce cu siguranță cauți. Un lux pe care ți-l poți permite. Vă stăm la dispoziție cu aparatură de înaltă performanță, produse profesionale, tot ce tehnologia inovează în materie de frumusețe. Coafură, frizerie, cosmetică, manicură, pedicură, masaj de relaxare pentru el și ea, într-un mediu deosebit de elegant. La noi ai acces nelimitat la frumusețe. Ali Salon, cartierul Libertății, bloc 16, apartament 21. Telefon... Delta Therm. Noi vă tratăm cu căldură. Vă oferim cazane pe combustibil solid Atmos și Visman, șeminee pe bază de peleți. Centrale pe gaz cu condensare Beretta și Visman, cu randament superior, cu până la 25-30% mai mare față de o centrală termică tradițională. Servis în garanție și post-garanție. Consultanță tehnică specializată gratuită. Program Rabla pentru centrale termice. Posibilități de finanțare cu credit bancar. Ne găsiți în Reghin, strada Gurghiului, numărul 1, sau la telefon 0265 307 221. Delta Therm. Noi vă tratăm cu căldură. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil.
Viața e ca un joc de șah, ca o tablă de șah. Sunt Ovidiu Insan și vă aștept să discutăm despre oameni, cu oameni, despre viață și despre toate. Toate care ne interesează, toate care ne privesc, toate care ne frământă. La Jurnal Economic. Jumătate dintre români nu intenționează să meargă în vacanță în acest an, mai mult decât dublu față de anul trecut, iar o treime își planifică următoarea vacanță abia pentru 2015, România fiind principala destinație turistică, potrivit unui studiu realizat. 22% dintre români cu vârsta peste 18 ani nu au fost în vacanță anul trecut, iar în 2014 numărul acestora se va dubla, potrivit studiului, întrucât jumătate dintre români declară că nu au în acest moment planuri de vacanță. România rămâne atracția turistică cea mai importantă și în acest an, fiind cea mai probabilă destinație pentru unul din patru români care intenționează să meargă în vacanță. Grecia cu 14% și Italia cu 6% sunt următoarele țări pe lista preferințelor de vacanță pentru 2014. Cea mai populară destinație turistică a fost anul trecut România, fiind aleasă de aproape jumătate dintre români. La distanță mare față de România, în topul țărilor vizitate s-au situat Italia 13%, Ungaria 12% și Bulgaria tot 12%. Alte țări în care românii au ales să-și petreacă vacanțele anul trecut au fost Grecia, Germania, Austria, Turcia și Spania. Facilități pentru toată lumea la crearea primei firme este obiectivul noului ministru al IMM-urilor, Florin Gianu, care susține că acestea trebuie extinse la nivelul întregii populații, astfel încât orice persoană, inclusiv bătrânii și pensionarii, să își poată lansa o afacere. Noul ministru pentru IMM-uri, mediu de afaceri și turism a explicat că în România sunt 22 de întreprinderi mici și mijlocii la 1000 de locuitori, în timp ce media europeană este de 50, chiar 56 IMM-uri la 1000 de locuitori. Totodată, Florin Gianu susține că un tânăr poate realiza mult mai multe lucruri în România decât peste graniță. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim luni la aceeași oră. La revedere! Bine v-am regăsit! În următoarele două zile, opoziția soarelui cu luna, sau mai bine zis luna plină, sporește agitația și nervozitatea. Din cauza acestui aspect astral, veți simți o nevoie continuă de a face ceva. Prin urmare, riscul de accidente este mai mare decât în alte zile, ca și riscul izbucnirii de certuri. Păstrați-vă calmul! Berbec, veți fi tentat să vă angajați în mai multe activități în același timp. Nerăbdarea și nervozitatea vă pot reduce randamentul. Vă sfătuim să fiți foarte atent în activitatea profesională pentru a evita întârzierile și greșelile care vă pot atrage reproșuri din partea șefilor. Taur, se anunță o perioadă tensionată din cauza colaborării dificile cu un partener de afaceri. Se pare că aveți opinii diferite în ceea ce privește investițiile importante. Vă recomandăm să vă temperați impulsivitatea. Dacă reușiți să evitați o ceartă, situația se va rezolva în scurt timp. Gemeni, se pare că nu veți fi în apele dumneavoastră. Vă sfătuim să nu vă asumați noi responsabilități, pentru că riscați să vă irosiți energia. Sunteți predispus la stări depresive și accidente vasculare. Păstrați-vă calmul. Rac, aveți tendința de a deveni impulsiv. Vă sfătuim să fiți prudent în tot ce faceți. Duminică este posibil să primiți o sumă importantă de bani. S-ar putea să fie vorba despre o recompensă pentru rezultatele bune pe plan profesional. Leu, este posibil să aveți probleme de sănătate din cauza oboselii acumulate și a stării de tensiune în care vă aflați. Ar fi bine să reduceți ritmul de muncă și să vă dozați efortul. De asemenea, vă sfătuim să evitați luarea deciziilor importante în domeniul afacerilor.
Fecioară, deveniți irascibil din cauza surmenajului. Vă sfătuim să evitați activitățile care necesită efort și putere de concentrare. Puteți să vă ocupați de probleme casnice. Nu răspundeți la provocările unui bărbat mai în vârstă. Cu următoarele 6 zodii ne vedem imediat. Teletec vă surprinde cu oferte speciale și după sărbători. Reduceri de până la 300 lei la mașinile de spălat Arctic prin programul Buyback. Mașina de spălat Arctic cu 3 ani garanție la numai 799 lei. Combine frigorifice cu 3 sertare de la 799 lei cu până la 10 ani garanție. Arctic, Beko, Samsung, LG, Zanussi. Cuptoare cu microunde Arctic la 199 lei. Tabletă Dual Core la numai 239 lei cu până la 3 ani garanție. Peste 20 de modele de aragazuri cu prețuri începând de la 449 lei. Televizoare LED, Smart TV, 3D la cele mai mici prețuri începând de la 379 lei. Teletec, Reghin, strada Iernuțeni, numărul 41, în stația de maxi-taxi spre Târgu Mureș. Telefon fax 0265 511 781. Fiecare poveste are farmecul ei. Începând de acum, povestea nunții voastre poate fi una deosebită. Într-o atmosferă romantică, sala de nunți a pensiunii Anca este cel mai potrivit loc pentru începutul poveștii voastre. O poveste deosebită, atât pentru miri cât și pentru invitați. Aici puteți degusta cele mai alese bucate și cele mai speciale băuturi, iar cei veniți din depărtare pot rămâne cât îi lasă inima alături de voi. Sala de nunți a pensiunii Anca, locul perfect pentru povestea voastră. Pensiunea Anca oferă în mod gratuit toate serviciile de cazare pentru mirii care își vor organiza nunta în acest an în sala de nunți recent inaugurată. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog.
continuăm previziunile pentru următoarele două zile. Balanță. În cursul dimineții veți fi puțin cam agitat și nu reușiți să vă controlați impulsivitatea. Riscați să provocați discuții aprinse. Vă sfătuim să vă dedicați activităților de rutină. De asemenea, ar fi bine să circulați cu prudență pentru că sunteți predispus la accidente. Scorpion, s-ar putea să aveți o discuție aprinsă cu o persoană tânără și să spuneți cuvinte jignitoare la adresa acesteia. Există pericolul să fiți implicat într-un accident de circulație. Vă sfătuim să vă amânați călătoriile cu autoturismul. Evitați speculațiile financiare. Săgetător, deși treceți printr-o perioadă dificilă pe plan financiar, reușiți să rămâneți optimist și încercați să vă mobilizați partenerii de afaceri. Sunteți predispus la accidente. Vă sfătuim să dați dovadă de prudență în tot ce faceți. Capricorn, în prima parte a zilei de duminică veți fi nemulțumit de tot ce se petrece și aveți tendința de a contrazice pe toată lumea. Vă recomandăm să acordați mai multă atenție familiei și mai ales partenerului de viață. Împreună puteți rezolva o problemă financiară. Vărsător, v-ați propus să faceți ceva folositor pentru casă. Puteți să vă bazați pe intuiție. În partea a doua a zilei s-ar putea să aveți mici probleme de sănătate trecătoare. Vă recomandăm să acordați mai mult timp odihnei și relațiilor sentimentale. Pești, se pare că deveniți irascibil din cauza schimbărilor de program. Dacă nu vă temperați nervozitatea, riscați să stricați relațiile cu colegii de serviciu și cu partenerul de viață. Concentrați-vă asupra activităților ce nu vă suportă amânare. Vă recomandăm să evitați speculațiile de orice fel. Acestea sunt previziunile pentru perioada următoare. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem luni aici la Jurnal de Astre. Numai bine! Bine v-am regăsit! Dacă vă place fotbalul în sală, nu trebuie să ratați derbiul campionatului care se va disputa la Târgu Mureș, marți 25 martie de la ora 18. Sala sporturilor va fi gazda partidei care va decide în mare măsură câștigătoarea sezonului regulat al Ligii 1 la futsal. CTA Târgu Mureș va întâlni pe Auto Bergamo Deva, iar biletul de intrare costă 5 lei. Copiii sub 14 ani beneficiază de acces gratuit. Suporterii campioanei României la futsal și toți ceilalți iubitori de sport din județ sunt așteptați într-un număr cât mai mare pentru a-i susține pe jucătorii de la CTS în lupta pentru al cincelea titlu național consecutiv. Marți 25 martie de la ora 18, sala sporturilor din Târgu Mureș va fi gazda partidei care va decide în mare măsură câștigătoarea sezonului regulat al Ligii 1 la futsal. CTS Târgu Mureș va întâlni pe Auto Bergamo Deva în disputa celor mai în formă echipe ale primei divizii. În jocul tur disputat în toamnă la Deva, cele două formații au terminat la egalitate, 7-7, după o înfruntare care putea fi câștigată de oricare dintre echipe, cu un plus pentru deținătoarea trofeului CTS, dezavantajată în mai multe rânduri de deciziile arbitrilor. Pentru a porni în play-off, de pe prima poziție, CTS are nevoie de un rezultat de egalitate mai mic decât 7-7 scorul din tur. Cu toate acestea, fiind o înfruntare a orgoliilor, cuvântul de ordine va fi victoria. La derbiul de marți, 25 martie, accesul spectatorilor se va face pe baza biletului de intrare, care va costa 5 lei. La Jurnalul de Sport continuăm astăzi seria de materiale realizate de Florin Dogaru. Instructorul de fitness și culturism ne arată o ultimă combinație de exerciții pentru formarea pieptului. De această dată vom învăța cum să utilizăm cablurile în efectuarea corectă a mișcărilor. Bună, sunt Florin Dogaru, iar pentru astăzi o să vă prezint un alt exercițiu pentru piept și anume fluturări la cabluri. De ce am vrut să vă arăt acest exercițiu? Deoarece se greșește și la acest exercițiu foarte, foarte mult. Văd foarte, foarte multe variante de execuție și în primul rând vreau să vă arăt execuția corectă. Piciorul în față să fie stabilitatea și greutatea toată pe piept. Aici aceeași treabă ca și la fluturările pe bancă. Să nu se depărteze foarte, foarte mult. E suficient de aici și undeva în față să întindem brațele. Ce
se mai greșește la acest exercițiu? Văd foarte mult că basa pleacă foarte mult în față și lasă toată greutatea pe umeri, basa întinde foarte mult brațele. E suficient când deja simți că se întinde un pic pieptul. Ceea ce contează e când faci în față, când faci squeeze, adică când adună pieptul, atunci e execuția corectă, atunci se lucrează. Tot așa la acest exercițiu, fiind de izolare și un exercițiu foarte, foarte bun pentru construcția pieptului, puteți face undeva la maxim 4 serii, 3-4 serii și tot așa să fie execuția făcută corect, pentru că contează foarte, foarte mult execuția și nu trebuie să folosiți greutăți foarte, foarte mari. Trebuie să faceți undeva la peste 15 repetări pe serie. Nu uitați să ne urmăriți și săptămâna viitoare când o să trecem la altă parte și anume la spate. Doamnelor și domnilor, jurnalul de sport se încheie aici. Sunt Ariana Șimon, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Bine v-am regăsit! Ziua de duminică ne va aduce vreme mohorâtă, acompaniată de norări accentuate. Termometrele indică în Reghin și Târgu Mureș valoarea de 6 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, în tot județul Mureș, cerul va fi predominant noros, acompaniat de averse. Pentru Sighișoara și Sovata sunt estimate 6 grade, iar pentru Iernut și Luduș sunt prognozate 7. Atât în Stânceni cât și în Batoș vor fi circa 4 grade Celsius. În afara județului nostru vom avea parte de vreme capricioasă cu nori și ploi. În Cluj-Napoca, mercurul din termometre va atinge valoarea de 7 grade, în timp ce în Sibiu sunt estimate 6. Atât în Bistrița cât și în Alba Iulia, cerul va fi predominant noros și sunt anunțate 8 grade Celsius. La Brașov va fi ceva mai rece și în aceste condiții se vor înregistra 4 grade. În capitală, același regim termic, iar temperatura maximă nu va depăși pragul de 11 grade Celsius. Duminică noaptea cerul va fi noros acompaniat de averse, atât în Reghin cât și în Târgu Mureș sunt estimate 2 grade Celsius. Pe parcursul zilei de luni, temperaturile sunt într-o ușoară creștere. Mercurul din termometre urcă atât în Reghin cât și în Târgu Mureș până la valoarea de 10 grade. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Ionuț Cioloca, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE, feronerie de calitate superioară și sticlă termoizolantă Low-E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate.